ca cel mai bun, cel mai frumos, cel mai efectiv, cel mai eficient, de trei ori scris acolo. Ce ai făcut, ce probleme ai hotărât dumneata, iată, cu aceste 1146, iată, de oficii, dintre care 505 proprii, ce ai hotărât, mă, într-un an, 7 luni? La nivel de oficii vorbim dumneavoastră? La nivel, în general, în ansamblu. În ansamblu? Da. Deci, în primul rând, instituția noastră a fost supusă licențierii financiare pentru a face activități de gen remitență și monedă electronică, și aici, la moment, instituția noastră nu a avut. Astăzi, Poșta Moldovei are contracte internaționale cu 5 țări, unde noi aducem banii cetățenilor noștri acasă și le liberăm la oficiile poștale în valută. Deja băștinașii, părinții, surorile nu au necesitate să se deplaseze la raion ca să-și ridice remitențele din toată lumea unde se află cetățenii noștri. Eu, fiind unul care am lucrat după hotarele țării, tot m-am implicat din prima zi și astăzi chiar mândru pot să vă zic că prin intermediul poștei deja s-au adus mai mult de 3 milioane de euro în Republica Moldova la sate. Doi la mână. Noi ei, dintr-un miliard jumătate nu chiar așa de mult. Așa. Ok. Bine, noi am început la o instituție care practic era în decădere, într-un declin, și cifrele nu mint, fiindcă în ultimii 20 de ani instituția a atins cel mai mare profit, cu cele mai mari investiții. Instituția noastră avea computerizată numai 40 de oficii poștale, 40%. Astăzi suntem la 99% computerizați. Astăzi în orașul Chișinău activează... Bravo. Am implementat sisteme de plăți noi și sisteme de percepții de plăți noi, unde am diminuat rândurile la instituția noastră, unde printr-un minut